Adică e un fel de Sebastian combinat cu Seinfeld, dar este ceva peste oricine și e de-al dumneavoastră un băiat de aici, din orașul Proșteni. Hai să mergem un pic în față. Și tu știi foarte bine că în clipa în care faci stand-up comedy sau mai ales încerci să amuzi un public, trebuie să ai o relație directă cu publicul. Știi asta? Știu. N-ai nici un pic de teamă. Ia să te auzim, Sebi. Dă cu noi de pereți. Break the leg. Vă mulțumesc. Eu-s de la țară, vei. Și aveți impresia, dacă de la țară lipsește ceva, nu lipsește nica, vei, băieți, vei. Și aveți impresia, dacă de la țară nu mănânc nica, vei, sau cum? Vei, băieți, vei. Să știți voi sănătoși, vei, știi cum fac? Eu mult vaca și beau laptele de la ea, vei. Știi cum fac? Uite așa. Mult vaca acolo și-l beau. Și când mă întreabă pe mine cineva că deși nu-l fier. Păi cum să fierb laptele dacă e cald? Cum să-l fierb? Voi de la oraș îl fierbeți dacă e răși, asta chiar culme. De regulă, nu termin tot laptele și ăla. Mai rămâne o leapă. Și drept rămâne cam mult. Și rămâne, lasă să strece și vând la oraș. Că ăștia de la oraș nu vor să bei de laptele ăsta de la vacă, zici că e cu grăsimi, cu chestii. Na, mi este cață la atunci. Și să vă zic eu, vei, hai să vă zic eu o chestie, când eram eu copil și mergeam la școală. Credeți dacă sunt îmbrăcat așa, n-am făcut școală, vei, să știți voi sănătoși, școală la mine, la 5 km de casă. 5 km. A prindat seama că eu eram micuț, că pasul e micuță, nu-i mare, vei. Și când e iarnă și nămet și viscol și crivăți, păi eu plecam dimineața de acasă și ajungeam după amiaza. Primii 2 ani eu n-am făcut școală, am făcut numai drum. Păi, și mi-aduc aminti că erau niște nămeți cam până pe aici și eu mi-am luat niște cizmi cam până pe aici și s-o oftica nămeță că-s mai mici decât cizmile și nămeță crâșnescă, știi cum fac? Fac așa, crâș, crâș, crâș. Dacă eu credeam că cineva mă scuipă. Că sună cam așa, nu? Îți dai seama, sună ca și cum te-a scuipa. Dar nu zic odată că s-a supărat crivățul, s-a oprit lângă mine? Mi-a aruncat o tăietură de priviri crivățul, a zis că, băi, dacă mai faci mult din dinți așa, îmi fac eu, bre, cizmile și zăpada facă. Băi, și când m-a mușcat odată crivățul de obraj, băi, dar la țară, crivățul nu știe unde-s obraj, nu-s ca la oraș aici sus, e. M-a mușcat de unde-i sopărul lui mai mare. Dacă nu m-am frecat cu obraj de toată zăpada aceea de acolo, când mi-a zis tăicuța, băi, dacă te mușcă crivățul, dă-te cu zăpadă. Mai tare mă durea, băi, mai tare. Băi, dar ajungeam eu la școală. Băi, și când ajungeam acolo, intram în clasă și o căldură, și eu cum eram înghețat și aveam banca lângă sobă, și cum mă puneam acolo, ațipeam, uite așa, și vinea învațatoarea direct la banca mea. Bă, nu poți să dormi în clasă, bă. I-am zis, dacă ai vorbit mai încet, aș putea. Bă, și ce femeie urâtă, bă, n-ai văzut femeie mai urâtă ca aceea. Și avea pe față păr, zice că e nemăritată și e singură și că e de la hormon. Cine a mai văzut hormon păr roșă? Bă, și era urât, bă, urât era. Ascuțită la față era, ascuțită la față. Ziceai că-i securi la față. Nu zic odată că a venit în clasă și s-a împiedicat? Și a venit cu fața în pode? Noroc că mi-a tras chișorul când tăia o pinca, băi, băieți, băi. Și numai întrebări prostiești, pune. Întrebări prostiești. Că mă trezește pe mine din somn și zice, întrebare, copchii. Deși cocoșul când cântă, ține ochii închiși. Întrebare de femeie cu păr pe față. Răspund eu, doamna profesoară. Cocoșul ține ochii închiși când cântă, deoarece știi versul pe din afară, na? S-a supărat ea că i-am dat răspunsul ăsta, l-o chemat pe taică la școală. Zici că vine repede că am o treabă cu matale. O venit taică la școală, zic că vezi că copilul matale e tembel. S-o supără tăicuța, vei. Cum adică, vei? Și tembel. Vă, leu, dacă frec cu gazii trece? Da, sau mai zici odată că, vei, tu ai să de aici, să faci pe mâine o compunere. Și să fac o compunere.
Tot îi vede aici, are. Și compunere. O descompunere mă mai pricep, dar compunere și aceea. Bă, ceva, dacă pui mai multe propoziții, iese ceva. Bine, bă, dar despre ce scriu? Bă, scrie ceva despre viața ta. Bine, bă, m-a adus eu acasă, am venit acasă, la școală, am scris, zici, ești la tablă. Doamne, ferește. Tablă pe școală, am nebunit la cap. Mă mai urc pe acolo, mai cad, mai rup gâtul. Chiar n-ai minte de profesor, n-a, nu-i spuneam, dar mintea mea, știi cum o insultam de, mai eu știu. Zici că, bă, nu, bă, uite asta, uite asta e tabla, asta e tabla. Ia uite, zilele broștiene. Zici că, uite, bă, asta neagră e tabla. Du, uite, bă, deci, cum să fie aceea tabla, bă, tabla e ceva mai argintiv așa, nu, nu, bă, asta neagră e tabla. N-ai văzut? Păi de și neagră, ca să sperii copiii. N-ai văzut când îi scos la tablă, stau cu creta mână, parcă stau la priveghi? Deși e tabla neagră, să știi copilul și-l așteaptă. Nu ies. Și mi-amintesc și îi spun așa. Că zici că ia stai tu în bancă și spun. Și zic că acum o săptămână bunicul meu o chicat în fântână. O rămas profesoara, uite așa. Pe bunii mei? Dar și v-am mințit eu vreodată, doamna Păroșenii și sunteți. E, dacă o chicat, o chicat. Și acum cum, e mai bine? Zic, da, cred că e mai bine, că de ieri nu mai striga după ajutor. Da. Și numai întrebări din astea îmi pune și eu îi dădeam niște răspunsuri, de-o lăsam pe spate și de asta tot în clasa a doua eu am rămas. Vă mulțumesc! Ai făcut și poză pentru Facebook. Așa-i? Așa-i. Bun. Puneți toate pozele pe care le-ați realizat astăzi pe Facebook-ul lui Aurel Moldoveanu. Să vedem ce se întâmplă mâine. O să fie șocat. Ci cu copiii ăștia, ci cu oamenii ăștia ce vor de la mine. Pe ce adresă de Facebook te găsim noi atunci când vrem să te angajăm la o nuntă? Nu știu, poate avem boală pe soacră sau pe socru mic și te aducem pe tine, Sebi, și tu zici acolo, îți dă mirele, îți dă mireasa tot din casă și tu faci un întreg moment cu astea, vrei? Da, sigur, cum să mă. Uite, noi acum, de exemplu, avem cu toții o mare supărare. Vrem foarte tare să dansăm și să ne distrăm, știi? Vrem să facem așa o paranghelie din asta și nu vrea domnul primar să ne lase până la 4 dimineața. Haideți, domnul primar, nu fiți... Car până la 4 dimineața. Odată, n-am în zile broșelor, nu-i așa?